Dr. Octavian Popescu, chirurg la WeCare, Institutul German de Chirurgie Oncologică, s-a format ca medic chirurg supra-specializat în chirurgie colorectală și oncologică minim-invazivă în Franța și mai ales în Germania, într-unul din cele mai mari centre de chirurgie oncologică și de urgență din regiunea Bavaria. Alături de mentorul său, profesor dr. Hubertus Schmitz-Winnenthal, a revenit în România, unde au pus bazele WeCare, Institutul German de Chirurgie Oncologică, cu scopul de a facilita pacienților oncologici accesul la tratamente moderne și complexe la cele mai ridicate standarde. Frecvent însă merge în sălile de operație din Germania pentru a participa alături de mentorul său la operații de mare anvergură. Aș vrea să vorbim puțin de chirurgia minim-invazivă în ceea ce privește tubul digestiv, operații în mod special în această zonă. Cât de des se folosește în Germania, și aici mă refer nu doar în spitalele private, ci și în spitalele de stat, chirurgia minim-invazivă? Știu că ați lucrat și în România. Ați putea face cu siguranță o comparație și știu că ați ținut legătura cu mulți colegi de-ai dumneavoastră. Cât de mult sau de puțin este folosită chirurgia minim-invazivă aici? Ok, întâi să vă răspund despre ce se întâmplă în Germania. La noi în spital folosim chirurgia minim-invazivă în procent de 50%. Este mult peste media din Germania, însă această medie diferă, pentru că sunt de la spital la spital, în funcție de ce oferă spitalul respectiv. Pentru că noi ofeream și servicii de chirurgie oncologică în procent de 40-50% și servicii de chirurgie de urgență, dar și chirurgie mică electivă programată, adică mai tot, dar în mare parte chirurgie oncologică. Acest procent se poate modifica foarte mult, este foarte mult influențat de acești factori, pentru că sunt clinici mici care operează doar hernii, să zicem, și operații mici. Și normal că rata acestora de chirurgie laparoscopică ajunge chiar și la 90%. Pentru un spital care oferă servicii de chirurgie oncologică, o rată de peste 40% este mare. Din câte știu, în România, la unul dintre congresele la care am fost acum 2 ani, se vorbea ceva de genul de 30%, dar clinici foarte bine puse la punct. Cu alte cuvinte, ar trebui sporit acest procent în România? Desigur, ar trebui sporit, pentru că este o tehnică care aduce foarte multe avantaje pacientului și asta este cel mai important. Chirurgia laparoscopică, dar și chirurgia robotică sunt tehnici scumpe, pe care nu și le permit toți românii. Totuși, aceste tehnici și-au dovedit eficiența în anumite patologii. În patologiile pe care le tratați, care sunt tehnicile cele mai eficiente? Mă refer la aceste tehnici minim-invazive. Deci, conceptul din Germania este să operăm absolut tot ce se poate laparoscopic. Există, desigur, contraindicații pentru laparoscopie. De exemplu, un pacient care a fost deja operat, a avut o operație mare, mai ales operațiile în urgență, sau un pacient care vine foarte târziu la noi pentru tratament și suferă de o tumoră care invadează mai multe organe vecine, aceasta limitează laparoscopia. Înainte mai era impedimentul anesteziei, pentru că nu toți pacienții, adică existau pacienți cu boli cardiovasculare și pulmonare care n-ar fi suportat din punct de vedere al anesteziologului, anestezistului, o operație laparoscopică. Însă a avansat și partea anesteziștilor foarte mult și ne permite din ce în ce mai mult să facem operații laparoscopice chiar și la acești pacienți. și să vă zic de tipurile de operații pe care le facem. Adică facem foarte des operații laparoscopice de esofag, de stomac, operații care acum 2 ani nu concepeam să le facem laparoscopic. Acum avem o serie de pacienți pe care i-am operat cu foarte bune rezultate, recuperare foarte bună și după un cancer de esofag sau de stomac, un pacient în vârstă de peste 80 de ani să plece acasă după 6 zile este ceva excepțional pentru noi și pentru pacient, bineînțeles. Apoi toate cancerele colorectale, deci cancerele de colon și rect, foarte rar sunt indicațiile pentru chirurgia deschisă. Toate se fac laparoscopic. Cancerele de pancreas, doar cele de coadă de pancreas se fac laparoscopic. Cele de cap de pancreas sunt foarte complexe și nu vrem să riscăm să facem vreo greșeală și preferăm să facem această operație clasică, adică deschisă. Dintre toate aceste tipuri de patologii, care sunt de departe cele mai frecvente? Cele mai frecvente sunt patologiile colorectale. Ne întâlnim des cu pacienți foarte tineri, chiar și la 35 de ani, care ni se adresează pentru acest tip de patologie și desigur este un avantaj să folosim laparoscopia în aceste cazuri. Aveți și pacienți la care nu se mai poate interveni laparoscopic. Mă refer acum la cei care, să spunem, evoluează, au un polip, nu și-l supraveghează, trece timpul și ajung într-o stare destul de degradată? Se poate folosi, însă la acești pacienți vom aplica un tratament personalizat. Adică acești pacienți, vorbim aici mai des de pacienți în vârstă, care necesită înainte de operație o recondiționare, să zicem așa, adică trebuie puși pe picioare, trebuie făcută kinetoterapie, trebuie o anumită dietă, de aceea avem și un nutriționist cu care colaborăm, care va fi implicat în acest caz pentru ca pacientul să-și revină și din acest punct de vedere și abia după aia, după ce pacientul este fit, spunem noi, va fi îndrumat către operație. Ce aș mai vrea să întreb legat de cancerele de pancreas, care știm că în momentul de față sunt totuși o provocare pentru medicii oncologi din întreaga lume, nu doar din România. Care sunt ratele de succes în Germania și cum vedeți abordarea cancerului de pancreas aici, în România? Ratele de succes sunt identice în toată Europa pentru că fiind o operație foarte, foarte complexă și o patologie foarte agresivă, încă nu s-a inventat o tehnică anume care să poată să prelungească viața acestor pacienți. Însă, în timp, prin această colaborare în tumor board, s-au descoperit tratamente chiar și pentru pacienții care au cancere, care sunt considerate nerezecabile, neoperabile. Putem oferi acestor pacienți o variantă de tratament cu chimioterapie un pic mai agresivă pentru câteva luni, cu o serie de investigații după acest tratament pentru a vedea dacă tumora a regresat și va deveni reoperabilă. Și ni s-a întâmplat în multe cazuri în care am zis că acest pacient nu este operabil, să putem opera ulterior după acest concept de tratament. Deci, practic, șanse și soluții există și pentru acești pacienți. Există, însă în România, din experiența mea și a pacienților care au ajuns pe la noi în clinica din Germania, am observat că ajung în stadii destul de tardive, foarte târziu ajung pentru un tratament și de multe ori nu prea avem ce să mai facem.